Situat pe versantul estic al masivului Rarău, la o atitudine cuprinsă între 790 și 1353 de metri, în satul Slătioara, la 12 km de comuna Stolpicani, de care aparține codul secular Slătioara, se întinde pe trei creste mari, Bâtca Neagră, Bâtca Cuplai și Bâtca Lesei, separate între ele prin voi adânci, unde își strâng apele Păraiele Văriuga, Valea lui Ion, dând naștere părului Slătioara, care se revarsă în Suha și mai apoi în Moldova. În perioada anilor 1920-1930, codul a fost amenințat de exploatări forestiere. Unii arbori monumentale au fost doborâți, iar cheia Lătoace a fost dinamitată la ordinul șefului de ocol de atunci. Reamenajarea pădurilor pe baze tipologice, executată în 1955, a permis cererea de permitere de proiecte absolută în care nu se pot executa niciun fel de exploatări. Da, ne aflăm în cheile Lătoace, formate de pârâul lui Ion. Acesta este un pârâu care are un caracter special, în sensul că în perioada de secetă are caracter subteran și îl vedem doar ieșind în zona în care am pătruns în codrii seculari, iar în perioada cum este acum mai umedă, îl vedem și la suprafață. Un aspect special pe care eu personal nu l-am mai întâlnit în altă parte este modul în care apa dă impresia că izvorește chiar din stâncă. Sunt aceste pietre masive, lătoacele, cum le numim, din care picură apa, picătură cu picătură și dă această senzație plăcută, umbroasă, răcoroasă a acestor chei. Apa este potabilă? Absolut, apa este potabilă, dacă nici asta n-ar fi apă potabilă, atunci care ar mai putea fi numită apă potabilă? Cheile Lătoace, după mine, sunt extrem de spectaculoase. Am avut ocazia și am văzut ceva asemănător pe Olimp, eu numeau cada lui Zeus. Eu zic că dacă ar veni un grec să vadă cum arată cheile Lătoace față de cada lui Zeus, nu s-ar mai întoarce în Grecia, probabil. Și acest spectacol ne bucură de fiecare dată și venim destul de des aici să ne relaxăm și să participăm la spectacolul naturii. Cât de mare poate să fie apa printre aceste stânci? Bun, după cum știm, apa poate avea și caracter torențial. Sunt momente la care, pe fondul unor fenomene meteorologice acute, specifice ultimilor ani, sigur că apa poate avea caracter torențial și produce, după cum am văzut mai în vale și ați filmat, rupturi ale malurilor sau doborături ale arborilor. Odată ajuns aici, am descoperit un loc pierdut în timp, un loc uitat de lume, de parcă timpul curgea altfel, mai lent, iar frumusețea peisajelor din acest colț de rai ne-a lăsat muți de uimire. Cu fiecare pas în plus te adâncești în negura pădurii și un fior inexplicabil îți străbate trupul. Telefoanele nu și-au rostul aici, nimeni nu te poate suna, ești rupt de agitația cotidiană. Tăcerea ar fi apăsătoare pentru cei obișnuiți cu vuietul orașelor, dacă vântul n-ar șopti printre ramuri, iar câte o pasăre n-ar țipa din când în când. Pășești pe rădăcini prin care se va se scurge de sute de ani, coloanele imensele ale arborelor, mai înalte decât blocurile turn, te strivesc sub măreția lor, în timp ce coloana lor e undeva deasupra, cernând razele soarelui printr-o ploaie blândă de lumină, ca la Amurg. Codul secular Slătioara a fost declarat rezervație naturală în anul 1941 și acest lucru prezintă o deosebită importanță datorită vechimii mari a arborilor și mai ales a coniferelor. De atunci, copacii mor în picioare, se descompun și oferă hrană pentru generațiile viitoare. În România nu mai există astfel de păduri de rășinoase, aceasta fiind a doua din Europa după Germania.